Bun găsit, prieteni, la emisiunea Studenții de ieri. Eu sunt Silvia Gherasim. Astăzi am o invitată, o distinsă invitată în platou, Oana Simionescu. Bine ai venit la noi, Oana. Bine v-am găsit. Tu ești arhitect și ești și cadru didactic la Universitatea Politehnică la arhitectură. Așa este. Emisiunea mea se numește Studenții de ieri. Înseamnă că ai fost studentă la UPT. Exact. Ce te-a determinat să alegi arhitectura? Ai avut de mică înclinații? Te-a determinat cineva? Ai ales singură? M-a influențat mama mea în această decizie, în sensul că desena foarte frumos și m-au inspirat desenele ei încă de când eram mică. Dar ce m-a convins a fost tot timpul sentimentul foarte puternic pe care l-aveam în relație cu casa bunicilor noștri, care este un loc care și atunci când eram mică, dar și acum când sunt mare, mi-a oferit așa ca un cocon protectiv în copilărie și m-a inspirat enorm de tare clădirea respectivă. De ce? Cum arată? Ce-ți plăcea? Care era sentimentul? Nu era o casă obișnuită, adică nu mai văzusem ca și copil o casă de tipul ăsta. Avea un living foarte mare pe două niveluri, cu un tavan înclinat îmbrăcat în lemn și avea un miros particular, modul în care circulai prin casă, relația ei cu curtea. A fost un loc fascinant pentru copilăria mea și mi-am imaginat că aș vrea să fac și eu astfel de locuri atunci când cresc mare. Wow! Asta e un lucru interesant mereu la oamenii care ajung să facă ce au visat cumva în copilărie. Pe mine mă fascinează chestia asta. Cum totuși a fost alegerea înspre poli, înspre arhitectură? Ai fost la arte sau ce liceu ai absolvit? A fost trecere naturală? Aproape. Am fost la informatică. Și îmi plăcea foarte mult matematica și geometria și a fost așa, aveam pe masă informatică și profesorii mei de matematică acolo mă împingeau, du-te la informatică, că așa, acolo e mult mai bine. Era pasiunea asta pentru a înțelege mai bine care-i treaba cu arhitectura, cum se fac casele astea și mă interesa foarte mult și psihologia când eram în liceu. Și până la urmă m-am hotărât că totuși arhitectura este calea mea și am început să studiez în sensul ăsta în paralel cu ceea ce făceam în liceu, încă din clasa 11-a. Și am avut norocul unui îndrumător excepțional în partea de pregătire pentru facultate, Sergiu Oprișe, care acum nu mai este în România, a plecat de mult prin Canada, dar care m-a învățat foarte multe despre cum ar trebui să citesc profesia asta încă dinainte de a mă hotărâ că ăsta este drumul meu și de a intra în facultate. Și ce ai învățat încă din clasele liceale despre arhitectură? Că sunt curioasă, în afară de intuiția ta spre artistică, să zicem așa. De la Sergiu am învățat multe și prin prisma studioului în care învățam acolo și ce a făcut el, fascinant pentru mine ca licean la momentul respectiv, a fost că ne-a dus pe niște șantiere. Și cred că alea au fost primele case mai speciale pe care le-am văzut așa live, pentru că era un arhitect foarte bun, Sergiu. Și foarte diferite de tot ceea ce citim așa mergând pe stradă prin oraș. Noi ca și ființe învățăm despre mediul construit parcurgându-l, așa cum înveți despre păduri, da, plimbându-te prin ele și așa mai departe și îți formezi un anumit tip de înțelegere și percepție asupra mediului construit. Lucru cu care de obicei învățământul de arhitectură luptă destul de puternic pentru că încearcă să îți reconstruiască, de fapt, întregul vocabular despre această profesie prin intermediul educației. Astfel începe educația cu noțiuni foarte abstracte,
care vorbesc despre forme simple, reguli de compoziție, cum se pun ideile unele lângă altele, astfel încât să ajungi, de fapt, în final, la un produs cultural coerent și contemporan. Așa că facultatea a fost și este, pentru orice student care intră la arhitectură, în prima fază, un șoc. E foarte diferit decât multe lucruri pe care le-ai învățat, dar este și incredibil de inspirațional meseria asta în general, dar și modul în care înveți să recitești, de fapt, lumea. Și cel puțin pe noi, acum, nu știu, 16-17 ani, ne-a inspirat foarte tare modul în care am fost ghidați, de fapt, să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru prin oraș. Mă distrează cumva când tu povestești treburile astea, pentru că, în ghilimele, bineînțeles, mi se pare că trebuie să ai o înclinație spre desen, spre matematică, spre multe treburi. Și când spui că te-a șocat facultatea, tu cumva puteai să vii pregătită. Dar te-a șocat, ok, am înțeles că te-a șocat și pe partea grea și pe partea frumoasă, dar pe partea frumoasă, tu te așteptai să înveți așa de multe lucruri din facultate? Pentru că, să recunoaștem, în facultate înveți de toate prostiile, nu mai ții minte nimic. Cum a fost la arhitectură? Despre arhitecți se zice că ajung să fie maturi din punct de vedere profesional așa pe la 50 de ani. Arhitecții de 40 de ani sunt arhitecți tineri. Aia așa... sunt 40, nici cred că nu există, nu? Sunt foarte tineri, da. E o meserie foarte complexă, cu foarte multe nuanțe, cu foarte multe informații de cuprins, probleme de atins, foarte multe nișe în care poți să te specializezi și așa mai departe. Da, corect. Ceea ce înseamnă că e foarte solicitant, necesită o capacitate destul de mare, de fapt, de a putea asambla informații atât de diverse. Corect, pentru că te poți pierde foarte ușor. Bănuiesc că trebuie să ai și un stil personal atunci când faci arhitectură și de acolo să pleci cumva. Da, sigur. Provocarea este asta, de a asambla informații complexe din foarte multe zone și de a le ține în cap, cumva, de a le controla, de a le structura, de a nu te pierde în complexitatea lucrurilor cu care lucrezi și impresiunea proiectelor pe care le ai pe masă. Așa că facultatea este un antrenament destul de dur în direcția asta. Și ce este șocant, nu știu dacă e neapărat cuvântul potrivit, este, pe de-o parte, cantitatea de informații, îți dai seama câte lucruri trebuie să înveți și asta poate să fie copleșitor de multe ori, ci, pe de altă parte, este șocant din punct de vedere al nevoii de implicare. Se muncește enorm în arhitectură și asta cred că e cel mai puternic șoc când vii din liceu, unde ești obișnuit cu un anumit ritm de lucru. Ori în facultatea de arhitectură lucrezi 14, 15, 16 ore pe zi doar ca să poți să asimilezi tot ce ai de asimilat și să poți să ții ritmul cu lucrurile pe care trebuie să le înveți. Plus că vorbești în altă limbă. Adică înveți un limbaj nou, folosești ca flux de comunicare și o serie întreagă de elemente vizuale, de la desenul pe care îl faci cu propria mână, până la text care este specific profesiei, o serie de imagini pe care le construiești folosind computerul și alte instrumente, fotografie. Deci e destul de complex ca proces de învățare. Dar asta este și excepțional, e ce mi-a plăcut cel mai mult, de fapt, în facultate. Și cred că unul dintre aturile tipului ăstuia de învățământ este că îți oferă capacitatea de a înțelege contexte complexe și de a opera cu ele. Și asta zicea foarte fain Sergiu în pregătirea noastră, pentru că eram destul de nehotărât așa la un moment dat. Și totuși ce faci? Ce faci concret ca arhitect? Că el ne tot explica că faci case, faci tot felul de lucruri. Și erau atât de multe variante, încât la un moment dat eram confuză. Și zice, dacă faci arhitectura, poți să faci orice după.
Pentru că, de fapt, te învață să gândești într-un anumit mod care îți dă foarte multe posibilități de a opera. Mă gândesc acum că tu ești și profesoară, cadru didactic și trebuie să predai toate nenorocirile astea, lucrurile astea grele pe mai departe. Cum ești ca și profesoară? Te conectezi cu studenții tăi, ții la depărtare, încerci să le explici de toate? Asta trebuie să-i întreb pe ei. Dar ce încerc să fac? Încerc să mențin un echilibru care este destul de delicat între a le oferi suportul uman de care au nevoie pentru a parcurge procese complexe, pe de o parte, și pe de altă parte a le oferi suport din partea asta a construcției procesului. Cum construim într-un mod coerent un proces? Și când zic proces, mă refer la mai multe materii la care colaborez cu colegi, că noi lucrăm întotdeauna în echipe și asta este un lucru excepțional în tipul ăsta de educație. Încercăm să structurăm foarte bine informația, astfel încât, pe de o parte, să-i oferi studentului un suport de lucru, să înțeleagă care sunt pașii pe care îi are de făcut, asta diminuează din greutatea problemei, și cum navighează, cum își croiesc, de fapt, ei propriul drum prin acest proces. Asta e, apropo de nota personală, cum gestionezi informația asta, cum o procesezi, cum faci link-uri între lucrurile pe care le înveți constant în profesia asta, de acolo iese nota asta personală a unui arhitect. Cu ce te ocupi acum? Acum, cu destul de multe, adică dincolo de a preda, apropo de ce face un arhitect, împreună cu încă 8 colegi, deci suntem o echipă mare de 9 oameni, am creat un loc care ne bucură foarte mult, care dincolo de a oferi servicii de arhitectură și de a vorbi despre mediul construit, oferă spații de lucru pentru profesioniști creativi în general, și spații pentru prototipare, adică un coworking și un makerspace. Și ca și arhitecți ne-am dorit foarte mult să avem tipul acesta de platformă lângă noi, pentru că ne dăm seama că viitorul profesiei, nu numai a noastră, dar și a altor profesii creative, este de fapt în colaborarea dintre informații, domenii și așa mai departe. Așa că mediul ăsta în care am ales să lucrăm a fost important pentru noi din punctul ăsta de vedere. Îl vedem ca o punte constantă de colaborare, atât pentru noi cât și pentru cei care lucrează acolo și care conține cumva promisiunea unor proiecte inovatoare pe care am putea să le construim mai departe împreună cu comunitatea. Și pentru spațiul în care activați pentru aceste birouri, spații de muncă, coworking, deja este un termen care s-a împământănit și în română, dar spațiul de muncă nu neapărat de la aceeași companie, nu? Vii, ești freelancer, lucrezi pe cont propriu, te pui acolo la birou și acolo îți pui laptopul și acolo muncești împreună cu alții care fac probabil altceva. Exact. Și cu care poți să socializezi, nu trebuie să-ți fie colegi de muncă. Exact. Nu? Puteți să beți o cafea împreună, pentru că jos aveți un spațiu minunat, nu? Sau lângă, nici nu știu cum e împărțit acum. Da. Un fel de bistro. Exact. Spațiul nostru de coworking și atelierul de prototipare mai sunt animate de încă 2 ingrediente pe care le avem în birou. Pe de o parte este un program de formare. Programul de formare își propune să ne aducă împreună, adică să facă conexiunile astea. Ele se întâmplă, sigur, în mod firesc la cafea, dar ai nevoie și de alte tipuri interese. De... Exact, și de programe comune care să te ajute să înveți unul despre celălalt, să înveți lucruri noi și așa mai departe. Oamenilor le place chestia asta, adică sunt înclinați, mai ales în perioada asta în care lipsește socializarea, lipsește vorba face to face.
Deocamdată, da. Am început prin a interveni în acest program cu o serie de evenimente pentru copii, deocamdată, care au propus, de fapt, colaborarea asta între noi, adulți, care învățăm și înțelegem niște lucruri despre spațiu și nu numai, atelierul nostru de prototipare și copii de diferite vârste. Și următorul nivel este ăsta în care începem să putem crea evenimente și în spațiu. Asta pentru că acum lucrul ăsta nu este foarte posibil, din păcate. Deci este deocamdată în construcție acest pilon al proiectului nostru. Și ce mai este ca și ingredient important este pilonul de design, unde construim o serie de obiecte care sunt, din nou, construite împreună cu comunitatea, o parte dintre ele, altele deservesc nevoi ale comunității și așa mai departe. Dăm un exemplu. De exemplu, pentru campania de Crăciun, pentru perioada Crăciunului, am dezvoltat o serie de mici obiecte care au venit în întâmpinarea nevoilor comunității locale de a dărui celor dragi, angajaților și așa mai departe. Și dincolo de asta, câteva proiecte dragi la care lucrăm sunt dezvoltarea unor obiecte de iluminat. Ăsta este un proiect pe care îl avem pe masă, sau din zona obiectelor mai mici dezvoltăm acum împreună cu Livia Cologi, un alt membru important al comunității, un set de veselă, căni de porțelan și așa mai departe. Vreau să trec un pic de la, deși cumva sunt legate, că suntem în același spațiu orășenesc, să zic așa, și vreau să te întreb un lucru pe care îl întreb pe fiecare arhitect care a fost constructor, dezvoltator. Cum vezi tu dezvoltarea Timișoarei la modul arhitectural? Unde să se construiască ce? Ce să nu se mai facă? Ce să rămână? Cum să arate orașul ăsta? Ce îmi place foarte mult la Timișoara este că are o structură urbană foarte bine închegată. Asta e o moștenire de care cred că ar trebui să fim mândri. Cred că suntem. Sigur suntem. În mare parte, da. Și care e un schelet foarte bun de la care, pe care să-l continui în același spirit. Și care conține deja niște direcții de acțiune destul de clar prezentate în oraș. Este tot canalul ăsta verde-albastru Bega, cu toate parcurile din jurul său. Există o serie întreagă de exemple de cartiere care au fost dezvoltate având în minte echilibrul dintre spațiu public și spațiu privat. Cred că în direcția asta ar trebui să fim mult mai atenți în modul în care ne dezvoltăm orașul, respectiv în a identifica care este echilibrul dintre diferitele nevoi ale populației. Și a apăsa prea mult în unele direcții, cred că nu este constructiv pentru oraș pe termen lung. Și aici mă refer, de exemplu, la echilibru dintre spațiul dedicat mașinii versus spațiul dedicat pietonilor, spațiul dedicat infrastructurii culturale versus spațiul dedicat infrastructurii comerciale. E foarte important să fim atenți atunci când dezvoltăm acest oraș, să nu fie prea mult din ceva și prea puțin din altceva. Pentru că a găsi acel echilibru este esențial pentru un nivel de calitate a vieții pe care, la care cred că cu toții visăm. Încă se mai construiesc pe lângă centrul istoric blocuri imense cu peste 10 etaje. Ești de acord cu chestia asta? Discuția asta cred că trebuie să fie ceva mai nuanțată. Da, sunt de acord. Dar în principiu, e ok, nu e ok, adevărul e undeva la mijloc. În principiu, alăturarea dintre arhitectură contemporană și arhitectură de patrimoniu este un lucru bun.
dacă această alăturare se face într-un mod coerent și dacă limbajul cultural al inserției noi este unul care este cu adevărat adaptat și conectat la limbajul arhitectural contemporan lumii în care trăim. Adică da. Este un produs cultural valoros, așa cum o bună parte din patrimoniul construit, cel istoric, are valoare culturală. Și atunci, din punctul meu de vedere, asta este condiția. Că ceea ce adăugăm, că are 10 etaje sau 5, trebuie să aibă valoare culturală. Ce clădiri crezi că lipsesc din Timișoara? Cred că stăm foarte prost la infrastructură culturală. Cred că stăm destul de prost la infrastructură în zona asta de sport și stare de bine, bazine, tot felul de spații de tipul ăsta care ne ajută să fim bine cu noi înșine. Și pentru a avea, a atinge nivelul ăsta de calitate a vieții, e foarte important și cum ne simțim noi, locuitorii acestui oraș. Păi da, că nu mergi toată ziua la birou și te întorci acasă și în rest nu faci nimic, sau eventual și un supermarket sau un mall pe lângă. Da. Bun. Cu siguranță discuția poate merge mai departe, dar din păcate mai avem 2 minute la dispoziție. Aș vrea să spui în aceste 2 minute, de ce ar alege cineva care se gândește să dea la arhitectură să se facă arhitect? Îl va ajuta? Va face bani? Mai este loc pentru această meserie? Da, cred că este o meserie foarte importantă pentru viitor. Și spun asta tot timpul, așa cum învățăm la școală despre corp uman, păduri, tot fel de lucruri, ar trebui să învățăm și despre mediul construit. Iar rolul acestei profesii este de a ghida modul în care construim, de fapt, mediul în care trăim. Ne petrecem 90% din timp în spații interioare. Se știe deja și se descoperă tot mai mult că aceste spații au o influență directă și clară asupra stării noastre de sănătate, fizică, psihică și așa mai departe. Și atunci, da, e loc de arhitecți, e nevoie de arhitecți și este foarte important în formarea unui arhitect spectrul ăsta larg, capacitatea de a citi imaginea de ansamblu, capacitatea de a adresa probleme complexe și confuze, capacitatea de a oferi soluții acestui tip de acestor probleme destul de mari cu care ne confruntăm ca și umanitate, de la încălzire globală, dezvoltare, astea sunt toate probleme complexe. Și atunci, indiferent dacă rămâi, adică continui să fii arhitect după ce termini școala sau doar înveți ce înseamnă să fii arhitect, să câștigi genul ăsta de abilitate și să ai capacitatea de a înțelege lucrurile și lumea în felul ăsta, mi se pare un câștig imens care merită toate nopțile nedormite din facultate, toată povara psihică de a duce așa un așa așteptări imense din partea societății. Da, absolut, toate sacrificiile pe care trebuie să le faci merită. Este priceless. Mulțumesc, Oana Simionescu, pentru că ai fost în emisiune. Cred că ai dat niște informații foarte inspiraționale și motivaționale pentru cei care vor să o apuce pe în domeniul arhitecturii, pe această cale. Eu sunt Silvia Gherasim, ați urmărit emisiunea Studenții de Ieri. Până data viitoare, aveți mare grijă de voi. La revedere!